Ședința ordinară a Consiliului Județean din 24 august 2016 a adus în sfârșit ceea ce nemțenii așteaptă de la legislativul trimis să-i reprezinte interesele și să administreze județul, adică consensul necesar proiectelor importante pentru dezvoltarea Neamțului. La ședința ordinară din 1 august au fost prezenți 31 din 35 de consilieri județeni, 4 dintre aceștia fiind absenți din cauza faptului că sunt plecați în concediu de odihnă. Constatăm că la această ședință sunt prezenți 31 de consilieri județeni din totalul de 35 consilieri în funcție, inclusiv președintele Consiliului Județean, declar ședința ca fiind legal constituită. Ordinea de zi propusă inițial a fost suplimentată cu încă 6 proiecte de hotărâre. Ordinea de zi propusă pentru această ședință este cea publicată în presă și comunicată și dumneavoastră, astfel încât nu o să mai dau citire. Față de ordinea de zi inițială, propun suplimentarea acesteia cu încă 6 proiecte de hotărâre referitoare la punctul 1. Aprobarea proiectului Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial Ion Crangă Humurești. Punctul 2. Aprobarea proiectului Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie Picas. Punctul 3. Aprobarea proiectului Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial Calistrat Bogaș Piatra Neamț. Punctul 4. Aprobarea proiectului Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț. Punctul 5. Desemnarea unor consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț. Și la punctul 6 aveam modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 170 din 2016 privind aprobarea unei asocieri cu Asociația Culturală Stat Piatra Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes județean. Vicepreședintele Consiliului Județean Neamț, Laurențiu Dulamă, a salutat faptul că majoritatea consilierilor județeni au fost prezenți la ședința ordinară și că, pentru prima dată, toate proiectele de hotărâre au trecut în unanimitate. Vreau să puntez în primul rând că astăzi ați văzut și dumneavoastră, cred că a fost prima ședință normală a Consiliului Județean și aici mă refer un pic și la colegii noștri care până acum aveau probabil alte obiective. Toate proiectele de hotărâre au fost aprobate în unanimitate. Sunt proiecte de hotărâre ce vizează dezvoltarea județului în următorii ani. Iar cu atât mai mult pot să reamintesc ce spunea domnul președinte, cele 4 proiecte de hotărâre privind ce privesc Centrul Muzeal Județean, nu pot decât să mă bucur, pentru că așa cum am spus tot timpul, turismul și cultura pot duce județul Neamț și imaginea, în primul rând, a județului Neamț acolo unde este. Și președintele Consiliului Județean Ionel Arsene a mulțumit colegilor din PNL pentru revenirea la ceea ce acesta consideră a fi o normalitate, participarea activă și cooperantă în interesul județului la votarea unor proiecte de dezvoltare a acestuia. Mulțumesc și eu colegilor din Partidul Național Liberal pentru mobilitatea de astăzi. Au arătat că au înțeles că e timpul să ne apucăm de treabă, de muncă și că jocul politic a fost, a trecut. Începând de astăzi, trebuie să votăm toți pentru proiectele bune inițiate în folosul cetățeanului din județul Neamț. Și eu mă declar deschis oricăror propuneri venite din partea opoziției din Consiliul Județean Neamț și orice proiect bun și benefic pentru județul Neamț va beneficia de susținerea mea și a colegilor mei din majoritatea pe care l-au găsit astăzi în Consiliul Județean. Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Neamț din 24 august au fost înscrise inițial 13 proiecte de hotărâre, la care au fost adăugate încă 6 de suplimentare, care pentru prima dată au trecut în unanimitate de voturi.